Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi s-a terminat săptămâna 20 din Otto slăbește sezonul 4. Urși mei, bine ați venit la singura transformare live din lume, singura transformare documentată în care vedeți toate mesele din fiecare săptămână și cântarul oficial. Este singura dietă apicolă pentru că eu consum numai suplimente apicole și credeți-mă că sunt extraordinare. Pe mine m-au ajutat foarte mult și vă recomand și vouă să încercați să consumați o linguriță de miere, o linguriță de păstură în fiecare zi. Săptămâna trecută, după ce am terminat de făcut clipul, am avut un eveniment, așa că am comis-o iarăși, am băut foarte mult whisky urșilor, am mâncat tot felul de mezeluri grase, am băut foarte mult suc, am băut Pepsi, am băut vreo 6-7 pahare de Pepsi, câteva pahare de whisky și pentru că nu a fost de ajuns, pe la mijlocul săptămânii am mai fost la o pizza în oraș, am mâncat o pizza din aceea foarte mare, cred că avea vreo 2000 de calorii pentru că era foarte grasă, avea foarte multe cărnuri. I-am luat o pizza carnivora cu 4 tipuri de carne, cu râneți, cu salam, cu o grămadă de lucru, cu bacon, dar am reușit totuși să slăbesc. Rămâne de văzut, trebuie să stați neapărat până la sfârșitul clipului să vedeți cântarul oficial, să vedeți dacă am reușit să slăbesc sau m-am îngrășat. Dar până atunci, haideți să intre mesele, să vedeți absolut toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, pentru că am mâncat și lucruri bune și trebuie să vă motivați și să vă inspirați din mesele mele. Știu că sunteți curioși, știu că nu mai aveți idei ce să mâncați și aveți nevoie de o sursă de inspirație și bineînțeles o să învățați foarte multe lucruri pentru că vă dau foarte multe sfaturi și o să vă motivați pentru că vă arăt și exercițiile pe care le-am făcut la sală. Să vă arăt cât de mult cardio am făcut săptămâna aceasta și cu siguranță vă veți motiva din tot ce am făcut în săptămâna 20. Bună dimineața, începem a 20-a săptămână din programul meu de slăbit cu o linguriță de păstură. Ia uitați aici, păstura este foarte bună, are 35% proteină și are toți și nouă aminoacizi. Da, super bună și pentru stomac. Și aici facem cafeluța cu o linguriță de miere de rapiță, pentru că este foarte bună mierea asta de rapiță și pentru că îmi place să încep ziua cu ceva dulce, cu cafeluță dulce. Îmi place să beau cafea amară, iar mierea asta de rapiță e fantastică, e super sănătoasă, are mai puține calorii decât zahărul și nu schimbă gustul cafelei. Am terminat de făcut și coletele care au venit weekendul acesta pe site-ul nostru www.mieretv.ro. Ia uitați ce multe sunt urșilor, vă mulțumim tuturor care ați comandat, vă mai așteptăm cu comenzi și vreau să vă mulțumesc, să vă bucurați de aceste produse și să fiți sănătoși. Ia uitați, mama a făcut deja mâncare, ia să vedem ce e aici. O, ciorbă de fasole, cât de șmecher, da, foarte șmecher, cu carne afumată, mamă ce nebunie e aici. Dar noi nu o să mâncăm din asta acum, pentru că este dimineață. O să ne facem o omletă. Ia să vedem. Avem niște ceapă din asta de la noi din grădină. Vom folosi o ceapă verde din asta zdravână. Două ouă. Aici avem două roșii și aici avem niște brânză de la țărani din piață. Ok, cam așa arată omleta. S-a cam rupt un pic pentru că n-am pus deloc ulei și na, s-a mai lipit un pic. Dar asta este. Este foarte bună. Aici am tăiat roșiile, am tăiat și o felie de brânză. Este extraordinară brânza asta. Ia uitați ce mișto arată. O să mănânc totul fără pâine. Asta este prima masă a zilei. Poftă bună, vă doresc tuturor. Mă pregătesc să mă duc la sală urșilor, să mă duc în oraș, iar aici avem o comandă. Am primit o comandă de la cineva, așa că mă duc acasă să o livrez la domiciliu. Avem un polen crud, tocmai l-am scos din congelator. Este foarte, foarte bun polenul ăsta crud. Aici avem un fagure. Ia uitați ce mișto arată și fagurile ăsta. Am mai cristalizat un pic, dar așa se întâmplă, nu avem ce să facem. Iar aici avem două borcane de miere de sal. Câmp. Miere premiată la târgurile naționale și internaționale apicole, o miere extraordinară. Dacă vreți să comandați și voi, intrați pe www.mieretv.ro și faceți acolo o comandă, iar comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în maxim 48 de ore lucrătoare și veți beneficia de cele mai bune produse apicole, la cele mai bune prețuri. V-am pupat, o zi frumoasă!
deja aproape am terminat o oră, mai aveam 20 de secunde. Am ars 720 de calorii, inclinație 10, viteză 4,2. Am mărit puțin viteza pentru că am slăbit, am 105 kg. Și nu uitați să faceți mereu cardio după antrenamentul cu greutăți, pentru că ardeți foarte multe calorii. Și să puneți planul înclinat la 10 minim, pentru că la 10 ardeți de două ori mai multe calorii decât dacă ar fi fost 0 grade aici. Da? Foarte important. S-a făcut ora 3 urșilor, am ieșit din Carrefour. Astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut. Am dat 200 de lei pe ele și vreau să mănânc o banană pentru că mi-este foame. 200 de lei și am luat câteva acareturi urșilor, foarte scumpe. S-au scumpit toate foarte, foarte mult. Haideți să mergem acum către casă să mâncăm ceva pentru că mi-este foame. Și când vă e foame, vă luați o banană, da? Cum am făcut eu. Nu mai luăm căcaturi, nu mai luăm dulciuri, nu mai luăm prostii ca desert, pentru că alea oricum au foarte multe calorii, sunt foarte mici și nu țin de foame, îmi creează mai mare poftă de mâncare. Dar nu făcuți salată? Fasole? Aici avem dragavei, mâncare de dragavei. Ia uitați, urșilor, mi-a pregătit maică mea până când am venit eu de la sală. Acum este ora 4, nu știu ce să mănânc. Avem și fasole, avem și dragavei. Haideți să vedem. Ia uite, și aici avem fasole. Vai de capul meu. Până la urmă, nu cred că e ciorbă, nu știu, așa un fel de mâncărică. Mamă, nu știu ce să mănânc. Aș mânca și fasole și dragavei, la ce foame mie. Haideți că până la urmă mi-am pus fasole, mi-am pus multe, mi-am pus un polunic jumate așa. Două polunice, să zic maxim. Și uitați ce carne șmecher avem aici la fasole. Extraordinară. Mamă, ia uitați. Și o să mănânc cu niște castraveți din ăsta în oțet și cu un colț de pâine. Și dacă nu mă satur, mai băgăm și un polonic două de dragavei din ăsta. Vedem. Ok, haideți să mi-am pus și niște dragavei. Mai avem aici din colțul de pâine. Ia uitați ce carne șmecher are dragavei ăsta. Asta are foarte puține calorii. Fasolea are mai multe calorii și am avut și o carne mai grasă. Am încercat să o mai aleg. Ia uitați câtă grăsime am dat la o parte. Și nu prea a fost așa multă carne pe osul, dar în schimb aici mi-am pus la carne și numai carne din asta șmecheră. Ia uitați, fără grăsime. Vai de mine cât de bun e dragaveiul ăsta, super, super bun, acrișor așa și ăsta chiar are foarte puține calorii. Este o mâncare super bună de dietă pentru că toate verzurile astea, toate legumele au foarte puține calorii. Și vă recomand să mâncați cât mai multe legume, puteți să faceți și mâncare gătită, sunt extraordinare. Mamă, urșilor, am mai mâncat de foarte mult timp două feluri de mâncare, două feluri principale de mâncare la aceeași masă. Acum o să stau să mă relaxez o oră, două, după care o să mai încerc să mai fac încă o oră de mers pe jos prin curte și oricum mesele astea o să mă țină cel puțin 4 ore, dacă nu chiar 5, și apoi ne revedem la următoarea masă. S-a făcut ora 7:30 și am aici un sfert de pepene, l-am luat de la Carrefour, am dat 10 lei pe el, am găsit din ăștia tăiați și l-am mai cumpărat unul întreg. Vreau să-mi iau niște căpșuni, dar nu am mai fost în piață, o să mă duc mâine, așa că mi-am luat pepenele astea și o să mănânc acum, iar mai încolo pe la 9, așa o să mâncăm următoarea masă. Pentru că l-am luat așa un sfert, l-am tăiat cu bulețe, în stilul meu de a-l tăia. Hai că e destul de bun pepenele ăsta, dar de-abia aștept să apară pepenii românești, pentru că pepenii sunt foarte buni pentru slăbit, au decât 30 de calorii pe 100 grame, la fel ca și căpșunile. S-a făcut ora 9:30, urșilor, și avem aici ultima masă pe ziua de astăzi. Avem aici niște cartofi noi la cuptor, cu 3 pulpițe, tot așa la cuptor, fără piele, fără os, ne-am cumpărat de la Carrefour. Aici avem o salată de varză foarte mare, cu piper și sare și oțet fără ulei. Iar aici sunt pulpele în tavă, da? N-am pus ulei nici în tavă. Grăsimea asta care o vedeți pe aici s-a lăsat de la pulpe. Astăzi am mers 10.000 de pași, am făcut o oră de antrenament cu greutăți și încă o oră de mers pe bandă înclinată. Iar așa vreau să merg în fiecare zi. Asta să fie rutina mea de antrenament în fiecare zi. Vreau să vă mai spun că este foarte bună mâncarea asta, îmi place foarte mult și este foarte simplu de făcut. Băgați niște pulpe, niște cartofi la cuptor, le uitați acolo o oră, o oră jumate și asta este. Mai faceți și o salată de varză sau ce vreți voi. Da, e foarte simplu. Chiar dacă nu aveți pe cineva care să vă facă mâncare gătită, puteți să mâncați ceva de genul acesta. Bună dimineața! Începem și ziua de astăzi cu suplimentele mele apicole, o linguriță generoasă de miere de rapiță și o linguriță de păstură, de pâinea albinelor, pentru că este foarte bună pentru stomac și pentru o grămadă de afecțiuni și mă ajută foarte mult și cu masa musculară, îmi ține foarte bine de foame, mă ajută cu stomacul. Mierea este la fel foarte bună pentru o grămadă de afecțiuni, este mult mai bună decât zahărul, are mai puține calorii, este mult mai sănătoasă și nu schimbă gustul cafelei. Sunt foarte ieftine aceste produse și foarte bune, sunt naturale, dați-le o șansă, încercați și voi să consumați câte o linguriță, din ce consum eu, să vedeți ce bine vă simțiți. S-a făcut ora 11 dimineața, urșilor, și este timpul pentru micul dejun. Mi-am făcut aici 3 felii de pâine din asta Graham.
de velpitar. Avem 100 de grame de mușchi, l-am folosit pe tot, de la Mataki Măcelaru, mușchi țigănesc, da? Haideți să vedem câte calorii are, că n-am mai intrat la Lidl și mi-am făcut cumpărăturile de la Carrefour, 130... Cât are, mă? Nu făcuse ăsta, să mă uit așa. 137,9 calorii, da? 137,9 calorii. L-am pus pe tot, sunt decât 6 feliuțe, câte 2 feliuțe pe fiecare felie de pâine. Și aici am luat un cașcaval din ăsta, de la Hochland, brânză topită cu cheddar, cheddar style așa. Ia uitați, ăsta boschetar la folie, da? Și pentru că nu mai am legume, nu mai am roșii și castraveți, o să mă duc astăzi să cumpăr din piață cu maică-mea, o să luăm și căpșuni, o să luăm de toate, o să luăm foarte multe legume. Avem aici o banană, da? În loc de legume, suplimentăm cu o banană. Asta este prima masă a zilei, haideți să mâncăm și apoi trebuie să plecăm la sală. Am făcut și astăzi o oră de cardio, după ce am făcut o oră de antrenament cu greutăți. Am ars aproape 700 de calorii. O să mergem acum acasă să mâncăm ceva, după aia mai stau un pic și mai mergem o oră prin curte să mai ardem vreo 350-400 de calorii. S-a făcut ora 3, am venit de la sală, asta este a doua masă pe ziua de astăzi. Avem aici o porție foarte mare de dragavei, avem undeva la 500 de grame de dragavei. Dragaveiul ăsta este foarte bun pentru că este verzitură din asta așa și are foarte puține calorii. Știți că toate legumele astea verzi au foarte, foarte puține calorii. Dragaveiul are undeva la 25 de calorii pe 100 de grame, așa că dacă avem 500 de grame aici, avem undeva la 100 de calorii, adică foarte puțin. Avem și mult ou, da, foarte multă proteină, ouul ăsta mai ridică puțin numărul de calorii și foarte multă carne de porc, la fel, asta mai ridică numărul de calorii, dar are foarte multă proteină și avem carne din asta, mușchi din asta, da, foarte slab. Nu mai avem cârnați sau chestii din astea. Ia uitați, deci foarte, foarte multă carne avem aici, foarte multe bucăți de carne. Este plină de carne, da? Pentru că mie îmi place foarte mult carnea, sunt carnivor, îmi place foarte mult carnea asta afumată, mi se pare cea mai bună. Și o să mănânc totul cu două feliuțe de pâine. S-a făcut ora 7 ori și lor este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Avem aici un castron de căpșuni din piață foarte bune și lângă avem o budincă proteică de la Dr. Oetker cu 40% proteină pentru că am nevoie și de proteină. 40 de grame de proteină, da? Și 400 de grame. Masa asta este o masă extraordinară, este mai mult un desert, dar o considerăm o masă pentru că avem foarte multă mâncare aici și avem și foarte multă proteină. S-a făcut ora 10, iar pentru ultima masă, pentru a patra masă, avem ce am mâncat și ieri, seara. Au mai rămas câteva pulpițe, le-am băgat la cuptor să le încălzim un pic la sfârșit, dar cartofii s-au mâncat de ieri toți, i-am mâncat ai mei, așa că am făcut alții, după care am băgat pulpițele astea care au mai rămas peste să se încălzească la sfârșit 2 minute. I-am pus și o 3 pulpe, niște cartofi. Nu știu câte 100 de grame sunt pentru că nu cântăresc mâncarea, dar am pus așa la ochi să fie o porție decentă, să nu fie nici prea mare, nici prea mică, să mă satur. Și aici avem varză, salată de varză, fără ulei, decât cu sare și piper. Și oțet, bineînțeles. Poftă bună vă doresc și somn ușor. Pentru că asta este ultima masă, o să ne vedem mâine. Bună dimineața! Astăzi începem ziua tot cu produsele mele apicole, singurele suplimente pe care le folosesc. Așa că vă îndemn și pe voi să folosiți pentru că sunt foarte bune. Avem o linguriță de miere de rapiță și o linguriță de păstură. Haideți să facem cafeluța asta să o beau și să mă trezesc pentru că mi-este un pic somn. Și apoi să coborâm să facem ceva de mâncare pentru că mi-este și foame. S-a făcut ora 11 și pentru prima masă am tăiat aici vreo 3 roșii, vedeți cât de multe roșii avem, și 3 feliuțe de pâine cu brânză. Brânză din aceasta de la țărani. Am pus și 100 de grame de cotlet haiducesc, mai am aici două felii, o să le pun imediat. Dar de data asta o să mâncăm cotlet haiducesc, am luat așa chestii diferite, ăsta are mai puține calorii, are 103,5 calorii. Aici avem brânza de țară, de la țărani, luată din piață,
este extraordinară și o să am un mic dejun mai mare astăzi pentru că avem de tras foarte mult la sală. Avem zi de picioare, este zi grea și am nevoie de foarte multă energie. E destul de greu să faci genoflexiuni, să lucrezi picioarele cu greutăți mari, cu 150, 180, 200 de kilograme și apoi să mai faci încă o oră pe bandă, cum o să fac eu astăzi, de aceea vreau să mănânc un pic mai mult. Trebuie să plecăm la Vâlcea Urșilor, la antrenament, la sală și aici avem un borcan de miere de mană. Este miere premiată la târgurile naționale și internaționale apicole. Este o miere super, super bună. Are certificat de garanție, este extraordinară, analize făcute tot la zi, toate produsele noastre de pe site-ul. Dacă nu sunteți din Râmnicu, Vâlcea sau din Băbeni, să vă aduc eu personal comenzile acasă, intrați pe www.mieretvo.ro, faceți o comandă acolo și comanda va ajunge la dumneavoastră acasă prin fan curier în 48 de ore lucrătoare, iar plata se face ramburs. Vă mulțumim tuturor, o zi frumoasă. Urșilor, am uitat să-mi iau apă când am plecat de acasă, așa că am intrat în Carrefour să-mi iau niște apă și mi-am luat și M&M's Crisp. Am văzut și reclama la televizor, chiar eram curios să văd cum sunt. Au 175 de calorii și are decât 36 de grame. O să le mănânc acum înainte de sală să văd cum sunt și să-mi dea puțin energie. Și pentru că mi-e poftă, bineînțeles, că n-am mâncat niciodată și sunt pofticios, trebuie să le încerc neapărat. Mamă, cât de bune sunt, credeam că o să fie tare, o să-mi rup dinții în ele, dar nu e deloc așa. Sunt super bune. I killed it, it's murder. 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 Go crazy, berserker. 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 Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. Am venit de la sală, este ora 4, iar pentru a doua masă pe ziua de astăzi avem o mâncărică din asta de draga vei, la fel cum am mâncat și ieri, cu foarte multă cărniță, cu ou, cu legume, cu ceapă, chestii slabe, da? Inclusiv carnea este carne fumată și este foarte slabă. O să mănânc totul cu un colț din asta de pâine, de pâine Graham,
Iar pentru a treia masă, pe la ora 7, o să mă duc cu niște prieteni prin oraș, o să mâncăm o pizza, să vedem dacă apuc să fac măcar o poză de acolo sau să filmez așa un pic, să filmez ce mănânc. Aoleu, mama cum arată! E mare rău, a? Asta este a treia masă pe ziua de astăzi, tradițională. S-a făcut ora 11, urșilor, am ajuns acasă și este timpul pentru a patra masă a zilei. Bine, nu este neapărat necesar să o iau, dar mi este foarte poftă de ceva dulce pentru că nu am mâncat nimic dulce la restaurant. Așa că o să mănânc un baton proteic din ăsta cu 20 de grame de proteine. Este foarte bun, este ca un Snickers, este extraordinar de gustos și are și foarte multe proteine. Și lângă avem o banană pentru că la fel astăzi nu am mâncat fructe absolut deloc. Deci avem la masa asta cam 300 de calorii. Nu că aș avea nevoie de ele, pentru că tocmai ce am mâncat acum 4 ore, 2000 de calorii de la pizza aia. Dar ce să faci, pofta este mare, chiar vreau să mănânc ceva dulce înainte să ador. Somnușor, rușilor, ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, începem ziua tot cu suplimentele mele apicole. Mi-am făcut aici o cafeluță Jacobs naturală și o să o îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță. Mierea de rapiță este super bună, nu schimbă gustul cafelei, are mai puține calorii decât zahărul și are o grămadă de beneficii pentru corp. La fel ca și păstura, foarte multe beneficii. O să mănânc și o linguriță de păstură, pentru că are foarte multă proteină vegetală de cea mai bună calitate, toți ce nu aminoacizi, mă ajută foarte mult cu stomacul, mă ajută să am ficatul sănătos și mai are încă o grămadă de beneficii. S-a făcut ora 11 și este timpul pentru micul dejun, pentru prima masă a zilei. Am tăiat aici două roșii, un castravete, i-am făcut un nou fiert și aici avem două feliuțe de pâine graham integrală cu câte trei feliuțe de mușchi și sub avem câte o feliuță de brânză din asta de țară, luată din piață, da? Și aici avem la fel. Foarte bună brânza asta, am nimerit-o foarte bună. Asta este prima masă a zilei, nu uitați să mâncați cât mai multe fructe și legume. Vedeți câte legume mi-am pus eu aici. Avem mai mult de jumătate de farfurie cu legume, așa că încercați să mâncați mai multe legume. Asta este șmecheria. When I hit you up, I'm talking about banging something. Chill off in your crib and half a thing, probably make the stang or something. Girl, you like my bottom beer. Post my bill, pay for my lawyer. Play your position when the mother hoes get out of order. When you wanna give me that, you purchase a plane ticket. Run around now when I bust it down, then one shit like them names did it. Got a dick with my dick's mirror lipstick. Basically, if this bitch lay with me, she paying me. I'm on some pimp shit for real. This 2 a.m. club was about to close up. Thumbing through my contacts, about to call one of my hoes. Then I met you, kid game, and followed you to the breakfast spot. Fuck you like I married you that night up in the Marriott. Screaming, you got your cherry pop. Drunk and switching up position, thought this shit would never stop. Motherfucker, intermission, damn. They like it, funny, but nigga, I ain't laughing. Take a swig out on his 45, then I'ma start the spazzing. I went to make a nigga, I can double that to taxes. So no way that on my level, not even up in my bracket. You are I'm getting money, you don't see that shit every day. I'm getting money, you don't see that shit every day. When you wanna give me that, you purchase a plane ticket. Run around now when I bust it down, then one shit like them names did it. Got a dick with my dick's mirror lipstick. Basically, if this bitch lay with me, she paying me. I'm on some pimp shit for real. This 2 a.m. club was about to close up. Thumbing through my contacts, about to call one of my hoes up. Then I met you, kid game, and followed you to the breakfast spot. Fuck you like I married you that night up in the Marriott. Screaming, you got your cherry pop. Drunk and switching up position, thought this shit would never stop. Motherfucker in the mission, damn. They like it funny, but nigga, I ain't laughing. Take a swig out on his 45, then I'ma start the spazzing. I went to make a nigga, I can double that to taxes. So no way that on my level, not even up in my bracket. You are I'm getting money, you don't see that shit every day. Shit every day.
Am terminat antrenamentul cu greutăți și mi-am băgat acum pe pandă 90 de minute. Sunt nebun, urșilor. Inclinație 10, viteză 4, greutate 105 kg. Haideți să vedem dacă reușesc să fac 90 de minute, adică o oră jumate, și să vedem câte calorii ard. Afară plouă foarte rău și de aceea mi-am băgat acum 90 de minute pe bandă, pentru că nu mai pot să merg acasă, prin curte. Am ajuns la jumătatea timpului, adică 45 de minute, și am ars peste 500 de calorii. Asta înseamnă că dacă reușesc să fac 90 de minute, ard peste 1000 de calorii. Urșii mei, am reușit să merg o oră jumate pe bandă, și asta după ce am făcut antrenamentul de greutăți. După cum puteți vedea, avem 1050 de calorii arse, înclinație 10, viteză 4, greutate 105 kg. Nu uitați, e foarte important să băgați aici înclinația de minim 10, pentru că la 10 ardeți de 2 ori mai multe calorii decât dacă ați merge pe plan drept. E testat de mine. Pe plan drept trebuia să merg 3 ore în loc de o oră jumate ca să ard numărul 100 de calorii. Am intrat până în Kaufland să mai iau un alta și am luat și niște banane, așa că o să mănânc două banane acum până ajung acasă, pentru că mi-este foame. S-a făcut ora 6, urșilor, nu vine să cred că am stat până la ora asta de mâncat, noroc cu bananele alea. Avem aici o ciorbiță proaspătă făcută astăzi de șeful meu bucătar, de vită, carne de vită. Ia uitați câte legume are și câte bucățele de vită. Abia aștept să mănânc ciorba asta, pentru că mi-este foame, vă dați seama dacă am ars 1000 și ceva de calorii pe bandă, plus antrenamentul cu greutăți. Și ciorba este extraordinară pentru că are puține calorii, e foarte sănătoasă, are foarte multe legume, după cum puteți vedea, extraordinar de multe legume, avem și proteină de cea mai bună calitate, de carne de vită, și aici avem două feliuțe de pâine. Este pâine de secară, este foarte bună și asta, are și asta o grămadă de proteine. Poftă bună vă doresc tuturor! Am lins ciorba, a fost foarte bună, am mâncat decât o filie de pâine, mai am una pe care o să o mănânc cu felul 2. Pentru că a trecut atât de mult timp de la ultima masă, chiar mi este foarte foame și de aceea o să mănânc și felul 2 astăzi. Este ultima porție de dragavei, mai avem și pe aici niște cărnițe de porc, din asta afumată, foarte bună, are foarte puține calorii dragaveiul ăsta, este la fel ca spanacul, 20 ceva de calorii pe 100 de grame. S-a făcut ora 8 și am chef să ronțăi ceva pentru că mă uit la Survivor, așa că mi-am luat niște căpșuni de jos, avem un kilogram de căpșuni, au foarte puține calorii, au 300 de calorii, au trecut 2 ore de la ultima masă, o să le mănânc așa ca un desert, ca o gustare, ca o ronțăială. Și apoi revenim cu următoarea masă mai încolo, pe la 9:10. S-a făcut ora 11 și este timpul pentru ultima masă pe ziua de astăzi. Avem 3 bucăți de pizza, din aceea făcută în casă, pe pâine. Rețeta o aveți pe acest canal. Vă garantez că este foarte bună și o să vă placă, trebuie neapărat să o încercați. Am făcut-o cu ceapă verde pentru că a apărut ceapa verde, este chiar de la noi din curte. Am pus măsline, am pus cașcaval din ala boschetar la țiplă, la folie. Aici avem un mușchi așa, un jambon de curcan și pâinea am dat-o prin ou bătut cu suc de roșii, tot așa făcut în casă. E foarte simplu de făcut, se face imediat. Mă bag să savurez pizza asta, urșilor, și apoi până la 12 așa mă bag la somn. Somn ușor, poftă bună și ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Neața, neața, haideți să facem o cafeluță cu miere. Cred că v-am înnebunit cu mierea mea și cu cafeaua. Dar asta este rutina mea de dimineață și n-avem ce face. Trebuie să vă arăt toate lucrurile pe care le consum, care au calorii. Să știți că mierea are undeva la 30 de calorii pe linguriță, da? Aproximativ 30 de calorii pe linguriță și de aceea vă arăt. Iar păstura, tot cam la fel, vreo 30 de calorii pe linguriță. Păstura are foarte multă proteină, are tot și 9 aminoacizi și este foarte bună pentru masa musculară. Are peste 35% proteină. Mierea nu are proteină, are numai carbohidrați, dar este foarte bună pentru că dă un gust extraordinar cafelei. La fel are foarte multe beneficii pentru corp. Și ne dă energie. S-a făcut ora 11, iar pentru prima masă avem aici o omletă. Ia uitați cât de mișto a ieșit omleta asta. Avem foarte multe ciuperci, am pus două ciuperci din alea mari, am pus o ceapă verde de la noi din grădină și credeți-mă că am pus decât două ouă, dar pentru că a ieșit așa frumos ca o pizza, s-a întins foarte frumos în toată tigaia mare, îți dă senzația asta că este foarte mare, vedeți, și vă păcăliți creierul foarte ușor. Nu aveți nevoie să vă puneți 3, 4, 5, 6 ouă în omletă, două ouă sunt suficiente, credeți-mă, două ouă au 150 de calorii, un ou are aproximativ 75 de calorii, iar aici lângă am pus două roșii, un castravete, o bucată de brânză din aia de la țărani din piață și ca desert avem două banane mari. Asta este prima masă pe ziua de astăzi. După cum puteți vedea, avem foarte multe legume, avem și fructe. Hai să plecăm la sală, urșilor, și să ducem comanda asta. Ia uitați, avem încă un borcan de miere de mană. A comandat cineva la maica mea și avem aici adresa și numărul de telefon. Trebuie să o sun când ajung în oraș și să văd unde mă întâlnesc cu dânsa, să mă duc la dânsa acasă sau la serviciu. Ia uitați, miere de mană premium.
Super, bună mireasta, dacă doriți și voi să comandați și nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, intrați pe mieretvo.ro și faceți acolo o comandă. Avem cele mai bune produse apicole, premiate la târgurile naționale și internaționale apicole. Comanda va ajunge acasă la dumneavoastră în 48 de ore și plata se face rambursă, da? După ce primiți coletul. O zi bună vă doresc tuturor! Am băgat și astăzi o oră de cardio urșilor după antrenament cu greutăți. Mai avem un minut, am ar 715 calorii și probabil că o să mai merg o oră pe acasă, din curte. Pentru că vreau să ard peste 1000 de calorii și astăzi. Este ora 4 urșilor, am venit de la sală. Aici avem o ciorbiță. Ia uitați ce șmecher arată. Este foarte bună, este de carne de vită și cu foarte multe legume. După cum puteți vedea, foarte multe legume. Nici ciorbă nu mai e naiba, e mai mult așa o tocăniță. Dar este foarte bună, vă garantez. Uitați-vă câte legume avem aici. Și aici avem două filițe de pâine neagră, integrală. Poftă bună vă doresc. Iar la desert, după ciorbiță, avem un baton din ăsta proteic pentru că este foarte, foarte gustos, este foarte bun. Zici că mănânci ciocolată. Are gustul exact ca un Snickers, garantat 100%. Numai că este un pic cam scump, na, e vreo 9 lei. Plus de asta, în ciorba aia nu prea era așa multă carne, erau vreo 4-5 bucățele de carne, așa că mai au încă 20 de grame de proteină de la batonul acesta. Vedeți? 20 grame de proteină și 200 de calorii. Da, l-am terminat, a fost foarte bun, extraordinar de bun batonul ăsta, chiar vă recomand dacă vă place, dacă aveți bani, adică e destul de scump, asta e faza, nici eu nu mănânc așa des. Și bine, nici nu indica să mănânci câte 2-3 batoane pe zi, dar măcar așa câte unul câteodată, când îți mai e poftă de ceva dulce, sau când ești plecat și nu poți să mănânci, e foarte bun. O să mai stau un pic acum și după aia mă bag să mai fac vreo 10.000 de pași urșilor, să mai merg o oră, o oră jumate, poate chiar două prin curte, pentru că mâine vine cântarul și vreau să slăbesc. Uitați, am încărcat toată mașina pentru mâine la târg, pentru că o să mergem la Râmnicu Vâlcea, în centru, în oraș, și vă așteptăm acolo cu toate produsele noastre super, super bune. Ia uitați, am luat niște înghețate urșilor, dar asta este nouă, chiar vreau să o încerc, să vedem cum este, pentru că nu am mâncat deloc până acum înghețate din asta. Ia uitați ce mișto arată. Și vreau să mai merg, bineînțeles, acum să mai fac încă o oră de mers. Și asta e nouă, nici din asta n-am mâncat. Dar o să încercăm pe asta la cornet. Așa, deci are 285 de calorii pe 100 de grame, dar o înghețată are 65 de grame. Deci are 180 de calorii o înghețată din asta. 185 de calorii. Nu e cine știe ce. Am încărcat mașina, acum o să mai merg încă o oră pe jos. Vai de mine, uitați cum arată. Demențial. Demențial arată. Abia aștept să o mănânc. Ce bună e. Da, super bună. Și nici nu sunt scumpe înghețatele astea urșilor, sunt 10 lei. O cutie din asta cu 4 înghețate este 10 lei. Și mai sunt și altele cu 6 înghețate, tot la fel, la 10 lei. Am luat-o de la Lidl și, credeți-mă, sunt foarte bune astea gelatelii. S-a făcut ora 8 urșilor, este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Avem aici niște fasole, dar din păcate nu mai avem carne. Și s-a nimerit la fix că au venit niște musafiri pe la noi. Tata a făcut niște grătare, avem aici 3 mici pe grătar, avem niște muștar. Aici am scos niște ardei din ăștia grași la oțet, făcut de maica mea, foarte bun, ca să mănânc cu fasole, bineînțeles. Avem și două feluțe de pâine, din asta neagră, de velpitar. S-a făcut ora 11 urșilor, ia uitați câtă carne a rămas de la grătar. Eu nici n-am mâncat din carne asta, am mâncat decât 3 mici, dar o să mâncăm în seara asta, pentru ultima masă din săptămâna aceasta, jumătate de kilogram de pepene galben și o budincă din asta, proteică, budincă foarte bună, cu gust de ciocolată, foarte intens, 40 de grame de proteină. Asta este ultima masă din săptămâna aceasta. Am mâncat foarte multe tâmpenii săptămâna asta, am mâncat și foarte multe dulciuri. Vom vedea mâine dimineață dacă reușim să slăbim. Dacă reușesc să slăbesc, chiar sunt șmecher. Hai, urșilor, să vedem că s-a făcut sâmbătă, s-a terminat și a 20-a săptămână. Săptămâna 20. Haideți să vedem ce am făcut săptămâna asta. Eu zic că avem un rezultat bun. Trebuie să avem un rezultat bun. Nu se poate altfel. Haideți să vedem câte kilograme am. Ia să vedem noi, 104,3, super bine, super, super bine, de la 105,1 parcă săptămâna trecută, săptămâna 19, 104,2, nu, 104,3, haide încă o dată, da, este super, super bine, halo, hai să mai vedem o dată, a treia oară și după aia mergem să scriem, cât scrie acum, atâta o să scriem. 104,3. Haideți să mergem sus să scriem pe foaia mea.
Ok, am scris aici pe foaia mea 104,3 în săptămâna 20. Este un rezultat extraordinar față de săptămâna trecută. Sunt 800 de grame, cred. Da, 800 de grame sunt. Dacă vreți să vedeți toate clipurile de când am început de pe 7 ianuarie 2019, de când aveam 146 de kilograme, puteți să le vedeți în seria Otă slăbește. Am acolo peste 100 de clipuri și să vedeți chiar de la început o perioadă de slăbit, de transformare, să vedeți cât de gras eram. Urșilor, este un rezultat extraordinar, 104,3, am slăbit 800 de grame, asta înseamnă că am fost într-un deficit caloric de 800 de calorii în fiecare zi. Ca să dai jos un kilogram de grăsime, trebuie să arzi 7000 de calorii, iar săptămâna are 7 zile, deci dacă arzi câte 1000 de calorii, dacă ești într-un deficit caloric cu 1000 de calorii în fiecare zi, la sfârșitul săptămânii dai un kilogram jos. Dacă ești cu 500 de calorii, dai o jumătate de kilogram. Și tot așa, da? Mai avem foarte puțin până mi-ating obiectivul de 50 de kilograme slăbite, să ajung la 96 de kilograme și de aceea trebuie să tragem foarte tare în perioada aceasta, trebuie să încercăm să facem cât mai mult cardio, da? Programul meu și rutina mea de antrenament este să mă antrenez în fiecare zi o oră cu greutăți, după care să merg o oră pe bandă pe plan înclinat de 10, pentru că arde două ori mai multe calorii dacă merg pe plan înclinat de 10 grade și să mai merg încă o oră pe jos prin curte, prin oraș, minim o oră, da? Asta înseamnă vreo 7000 de pași, dar eu de obicei încerc să depășesc câte 10000 de pași în fiecare zi. Încercați și voi să faceți cât mai multă mișcare posibilă pentru că vă ajută foarte mult, veți arde mai multe calorii și veți fi mai ușor într-un deficit caloric și veți putea să slăbiți. De asemenea, încercați să mâncați mai multe fructe, mai multe legume, pentru că la fel au foarte puține calorii și puteți să mâncați cantități mai mari, să vă umple stomacul, de asemenea sunt foarte sănătoase, au multe vitamine. Încercați să evitați uleiurile, pentru că uleiurile sunt foarte, foarte nasoale, au 900 de calorii pe 100 de mililitri, ceea ce este foarte mult, este enorm. Am mai făcut un clip săptămâna aceasta despre cele mai proaste 5 alimente pe care trebuie să le evitați când vine vorba de o perioadă de slăbire, pentru că au foarte multe calorii. Dacă n-ați văzut acest clip, vă invit să-l urmăriți și încercați să evitați aceste alimente dacă sunteți la o perioadă de slăbire. Dacă sunteți alături de mine și mă susțineți moral, nu uitați să lăsați un comentariu și să vă abonați la acest canal, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Să lăsați un like, pentru că mă motivează foarte mult când văd acolo mai multe like-uri la clipuri, când văd mai mulți abonați pe canal. Îmi dă o putere foarte mare interioară să continui și să fiu din ce în ce mai bun, să slăbesc din ce în ce mai mult și să ajungem la cea mai bună formă fizică a mea. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO, pentru că acolo postez mult mai des, postez în fiecare zi. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară la cele mai bune prețuri. Avem zeci de reduceri la o grămadă de produse, iar calitatea este garantată. Am câștigat o grămadă de diplome cu locul întâi la foarte multe târguri naționale și internaționale apicole. Avem cele mai bune produse apicole garantat. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!